La sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos am avut o mare bucurie să constat încă o dată, să-mi reamintesc din Scripturi, că Domnul Iisus Hristos chiar răspunde nevoilor noastre și spirituale și materiale. Foarte mult se vorbește în societate de o revenire la normalitate. Sigur, ei din perspectiva lor. Eu am constatat cu bucurie că Iisus Hristos cel viu chiar a readus lucrurile la normalitate. Acolo unde era tulburare, El a venit cu pace. Acolo unde era îngrijorare, El a venit cu liniște. Acolo unde era confuzie, El a venit cu claritate. El i-a adunat pe ucenici împrăștiați, că normal este să fim împreună, nu împrăștiați, și le-a readus aminte pentru ce i-a pregătit și încotro trebuie să meargă. M-am gândit la următorul aspect. Poate una din marile rușini ale noastre ar fi societatea să ajungă la normalitate înaintea bisericii și biserica să fie codașe în loc să fie în frunte. Cred că Domnul Iisus Hristos ne-a chemat mereu să fim în frunte, să fim lumini, să răspândim Evanghelia, să arătăm oamenilor calea, să-L arătăm pe Salvatorul și cred că de la biserică, prin Evanghelie se primește lumina înspre adevărata normalitate, nu dinspre societate, înspre biserică. În același timp, mi-am dat seama că normal ar fi să nu revină la normalitate membrii bisericii înaintea noastră. Acum este posibil, să știți, dar nu-i neapărat frumos. Pentru că în dimineața învierii Domnului Iisus Hristos predicăm noi mai cu bucurie, mai cu durere, că primul care a venit la normalitate n-a fost Petru, n-a fost Ioan, n-a fost Toma. Cine au fost? Femeile. Doamne, ce m-aș fi bucurat să scrie în Scriptură că ucenicii au fost primii. Și pe ei i-a transformat Domnul prima dată ca prin ei Domnul să-L transforme pe alții. Așa mi se pare normal noi să fim primii care să fim normali în relația cu Dumnezeu și în relația cu ceilalți. Care este mânghierea mea? Că Domnul nu va sta după noi. Ar fi frumos, dar rușinos pentru noi. Ce aș vrea să ne rugăm în dimineața aceasta, să ne rugăm pentru noi slujitori, noi să revenim acolo unde trebuie, la cea mai proaspătă, personală și serioasă relație cu Dumnezeul nostru. Noi să-L declarăm, noi să mărturisim, noi să fim vârful acela de lance, noi suntem cei chemați să croim cărări drepte. Domnul spunea în Luca, prin Luca, voi sunteți. Așa s-a întâmplat, pentru că așa a fost scris, dar voi sunteți cei care trebuie să duceți mai departe. Și dacă ne rugăm pentru evangelizare, aș vrea în dimineața aceasta să nu ne mai rugăm în primul rând pentru evangelizarea ce fac cei din biserică. Să ne rugăm pentru noi, păstorii, să ne implicăm în evangelizare. Am constatat câtă vreme nu ne implicăm noi personal în evangelizare, sunt mesaje teoretice. Nu avem nimic proaspăt să spunem oamenilor, săptămâna aceasta am vorbit cu cineva și uite greutățile care le-am întâmpinat sau bucuriile. Și dacă rămân numai teoria, așa rămân și frații noștri. Avea să-i mulțumim lui Dumnezeu că încă avem vremuri de libertate, putem vesti Evanghelia, să o vestim noi și apoi să-i motivăm pe alții, prin exemplu și prin mărturie. Continuăm să ne rugăm pentru frații noștri și surorile persecutate. Nu știu dacă am auzit pe cineva, chiar dacă a spus fratele Oti, să ne rugăm pentru Myanmar. Dar acolo chiar mor oamenii, fraților. Acolo chiar mor creștini, frații noștri. Ar trebui să ne rugăm pentru ei. Nu departe este Ucraina. La o aruncare de băți. N-am vrea să trăim toți ce trăiesc frații din Ucraina. Apoi e Rusia. Nu mai menționăm Coreea de Nord sau altele cu lume musulmană. Haideți să-i aducem înaintea lui Dumnezeu cu credință. Dumnezeu poate și acolo să aducă lucrurile la normalitate. Continuăm să ne rugăm pentru școli. Mă gândeam anul acesta când ITBB-ul sărbătorește 100 de ani. Cum ar fi ca toți păstorii din țară, mână la mână, să motivăm împreună 100 de oameni să se gândească mai mult la lucrarea lui Dumnezeu? Teoretic ar fi foarte simplu, câteva sute de păstori să motiveze 100 de tineri. Și nu numai tineri,
Practic s-ar putea să fie foarte greu. Nu știu dacă ne-am făcut timp chiar să vorbim cu cineva, să avem mesaje pe slujire și apoi să-i spui cuiva: băi Ionuț, când am predicat predica asta, m-am gândit la toți tinerii din biserică, dar știi la cine m-am gândit în mod deosebit? La tine! Tu ai un dar din partea lui Dumnezeu, pune-l în slujba Domnului, lasă lumea cu toate atracțiile ei. Continuăm să ne rugăm pentru tine, pentru familie. Știți multe lucruri pentru care putem să venim înaintea lui Dumnezeu și venim înaintea lui pentru că El este viu, atotputernic și este pe tron. Amin? Vă propun să facem două lucruri. Prima dată, haideți să avem un timp de rugăciune. Poate vă găsiți doi care ați venit împreună cu aceeași mașină. Nu trebuie să fiți foarte aproape unul de altul, că vă auziți și dacă păstrați distanța. Aduceți în lucrurile acestea cu credință înaintea lui Dumnezeu și după un minut și jumătate, două minute în care ne rugăm în liniște sau să ne auzim unii pe alții. Dacă mai sunt frați care vor cu voce tare, scurt, să aducă anumite subiecte înaintea lui Dumnezeu, le aducem cu încredere, pentru că Dumnezeul nostru prețuiește pe cei care se roagă. Știți ce se spunea despre Saul? Știți ce se spunea lui Anania? Iată că el se roagă și Dumnezeu aude și ascultă rugăciunile noastre. Ne ridicăm la rugăciune, un timp în liniște, fiecare cum aveți libertatea, cum veți găsi de bine, și apoi, dacă mai sunt frați care vor cu voce tare să se roage lui Dumnezeu.